Dramatic în India, unde un leopard a ajuns într-un sat și a atacat oamenii, vă avertizăm că imaginile au un puternic impact emoțional. Fiara a intrat într-o casă și a ieșit printre țiglele de pe acoperiș. Aici așteptau localnicii înarmați cu bâte, însă animalul a reușit să rănească ușor un bărbat, înainte să fugă. A coborât rapid de pe casă și s-a refugiat într-o altă locuință. Ulterior, autoritățile au anunțat că au capturat leopardul și că îl vor elibera în sălbăticie.